atât să vă bată atât de voi. Hai, strada luptă. Bună, bună. Luptați-vă. Lovit cavale. Ia haidați aici sus, ăstea care sunteți în Olita. Treceți în fața mea. Marian. Abundă mintele mai trebuie. Trebuie să fiu combat și de puținele. Vreau să vină amândoi, dar după ce gata să-și crepe că păsit. Hei, ia, gata, ia, Adrian și Marian, veniți aici la mine, pacu. Hai, hai, dacă n-are pe cai, nu așa, cum a zis, hai. Tipuim un asemenea călăreț care venea pe zâni, să vedeți cât contează un element de protecție la un pedestru. Bineînțeles, aceleași elemente de protecție le putea avea și un cavaler. Să vedeți ce cai ai am prin cavaleri, care se pasă spate de oamenii. Dacă acolo, în asemenea, coi nu vrea să te apere, să te ferească de o lovitură a unui cavaler. Păi, verde, măi, negoți! Da, cum nu face față de echipamentele de apărare? Ia să te vedem acum. Piciorul e dat. Ia ridicat voi doi aici, în dreptul meu, în grup, și stați-mă la urmă. Cu fața către cai. Umăr la umăr și poziție de apărare. Așa, perfect, următorul. Haideți să vă văd. Lăsați-l în casă, cu față, nu la lateral. În față lor. În față de Adrian. Mai bun ca tine! Ajută-l! Pe cealaltă-o! Hai să te văd! Să te testați la răbără stăpărea! Că nu e răbără! Voi mă apărați piciorul ăsta! Nu mă apărați! Așa! Să vedeți sânge! Rogul aplauz! Așa am plecat să fie o luptă! Ne vedem! Rogul aplauz! Hai să vedem! Să meargă în care? Ioca! Să leagă mâna acestei! Eu să dau o fete! Apoi că vă place, că vă place, este treaba voastră! Corina! Poftim, Luci, ia stopințați eu pe la repecat și plic cu vor. Hai, ajutați-o să zuzuiesc. Ție să dau pe Corina. Da, să ajung aici. Pe tine. Vreau la lasă, că ele mai greșe. Da, mai să pun zice. Da, pe Adela. Hai, Victor. Are și plană, asta, ăștia sunt în plană. E varianta full, că e cu ele. Judecat. Prima bizonică. Hai ce punea. Cum mă fac de-aia cu Georgica? Că e la vreo seară. Da, 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 foarte frumos. Cai sunt foarte bine dresați. Toate sunt foarte frumoase aici. Da, asta a fost o zi bine. Acum mergem la mici, la bere, la...
în general au fost două feluri de lupte, adică a plezons pentru plăcere până când unul a renunțat să mai luptă sau a mort, adică până când unul a fost mort. Pentru ce s-au luptat? Pentru onoare, pentru vin, pentru femeie, pentru să fii cei mai mare tower, pentru orice. Mulțumim frumos, spune-ne, te rog, tu, cu cine te-ai luptat? Cu scutierul Victor și cu cavalerii de pe cai. Cine a câștigat? Noi. Spune-mi, tu am văzut cavalerii și au luat câte o domniță, tu? Eu nu, eu am avut treabă în tabără. Da. Da, așa au făcut. Așa sunt cavalerii, scutierii, sunt antrenați să facă așa ceva. Unde e cavalerul dumneavoastră? Acesta este cavalerul meu. Deci aproape aici. Da. Acum că l-ați văzut cum se bate, a crescut în ochii dumneavoastră, l-a apreciat mai mult? Nu neapărat, deși nu pot să spun că nu-mi place. Cum mai mult? Totul a fost frumos, foarte. Ăștia cu cai, dansurile, totul, absolut tot. Astăzi nu ne-am luptat, doar am făcut o demonstrație ca nobilul Ioan de Zibărburger, cel cu fetele, să vadă care dintre feciorii mei merită să-și ia de nevastă una din fecile lui. Cam de mult tot ne chinuim să ne încruscrim, să sperăm că da. Văd că te ascultă, Claudiu, stă lângă tine, există o legătură specială între voi? Da, bineînțeles, datorită faptului că lucrăm împreună foarte mult, se formează o legătură și o înțelegere foarte mare și din partea Calului și din partea mea. Dacă vreți, poate să vorbească și el. Ce zici, Luis? Se pare că acum tace. Are emoții. Hermenean Tiberium. Ce spun? Domnul Sabia, cum? Ți-a mai place să trăiești pe vremea cavalerilor? Da. Ce costum ați de alege? Cavaler. De care? Pelerin. Spune-mi, ți-a mai place să trăiești pe vremea cavalerilor? Da. Te faci o costumație aparte, ceva? Nu. No. Te-ai mulțumit cum te dau alții? Da. Bine, fația domnilor, fația domnilor, cavalerești și turniri cu cavaleri călare, de asemenea domnițe dansând așa cum se dansa în evul mediu, în vremurile pe care încercăm noi să le reinvocăm cu ocazia acestor sărbări aici la Caransebeș. Spectacol de fachirism, momente de fachirism, urmând în continuare muzică medievală cu menestrelii Lupus Dacus din Arad și nu în ultimul rând, la lăsarea întunericului, veți avea parte de un spectacol incendiar, între ghilimele, cu animație și jonglerii cu flăcări, cu trupa Sirius din Bistrița. Alina Taloș. We'll be right back.
acasă că într-adevăr există fachii care fac altă. Pentru că sunteți niște oameni deosebiți. Tot ce a arătat m-a plăcut. Ce ziceți de curajul facherului? Foarte, foarte bun, foarte frumos, cu curajos, e curajos. Este foarte curajos. Da. Se poate face arată și poate știți, sunt 48 de secunde. Ce înseamnă de curajul facherului? Eu are curaj, eu n-aș avea curaj. Teamă nu am deloc, pentru că dacă aș avea teamă, nu aș face ce aș face eu în prezent și vreau să-mi doresc, de fapt, să fac până la o vârstă frumoasă în care o să îmi ducă numărul fetița mea mai departe. Unde a fost o zi a evului mediu, să zic așa, dar nu în sensul negurat, ci în sensul veseliei desăvârșite, o zi a luptelor cavalerești, a dansului medieval cu domnițe încântătoare și concerte, bineînțeles, medievale, cu muzică medievală, care se găsesc acum pe scenă, acești artiști, cât de curând vor intra în evoluție acrobațiile și jonglăriile cu foc. Thank you.
rolul principal de Domniță Cucerită, nemuritorul Paul, vampirul care și-a cucerit Domnița și a transformat-o într-o nemuritoare, Bianca, Sonia, nu în ultimul rând o parte din membrele grupului Nosa, Paula, Diana, pardon, am uitat-o pe Diana din trupa Sirius, aplauze și pentru Diana!